Nicolae Ciucă a fost în Prahova. Liderul PNL a stat față în față cu 150 de fermieri, dar a discutat și cu marii producători de panificație din țară. Fermierii n-au ratat ocazia să transmită cât de afectate le-au fost recoltele din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De partea cealaltă, producătorii i-au transmis principalele provocări din domeniu și i-au arătat cum se face pâinea de la producție până la ambalare. O mică fabrică de pâine într-o companie aflată în top 3 din țară. Fabrica Ultina este unul din cei mai importanți producători români de mărărit și panificație din Urlați. Am vizitat o fabrică de pâine, una dintre cele mai mari fabrici de pâine. M-am bucurat să constat că, într-un fel, aici se închide acest circuit al producției agricole, merge la prelucrat, se ambalează, se etichetează și își urmează cursul firesc pentru a fi livrată către populație. Cu 3 baze de stocare a cerealelor în județele Ialomița, Teleorman și Galați, fabrica are în prezent o capacitate de peste 260.000 de tone de cereale. Aici își câștigă pâinea din pâine și grâu 500 de angajați în 13 puncte de lucru în țară. Produsele de panificație sunt distribuite în toate județele României și în unele state UE și produsele de mărărit. Făina de grâu și mălaiul sunt distribuite în întreaga țară, în state din UE, dar și în țări din Asia. Doar în 2019, firma a realizat un profit de aproape 16 milioane de lei, în creștere cu 60% față de anul anterior, arată datele. După vizita la care s-a întâlnit cu fermierii, dar și vizita de la Spitalul Județean Ploiești, acesta le-a vorbit ploieștenilor într-un eveniment dedicat lor. Nu am venit să fac promisiuni. Nu am făcut niciodată promisiuni. Am venit la Prahova pentru că de fiecare dată trebuie să privim la verticala rezultatelor și puterii